În acest weekend, pompierii din cadrul detașamentului Drobeta au intervenit la 32 de situații de urgență. În perioada 6-7 iunie, pompierii au intervenit pentru stingerea a 2 incendii, acordarea asistenței medicale unui accident rutier și 29 de urgențe medicale. Sâmbătă, în jurul orei 18:30, un echipaj de pompieri din cadrul stației Strehaia a intervenit cu o ambulanță zmurd la un accident rutier, în care un pieton a fost lovit de un autoturism pe strada Republicii din orașul Strehaia. Persoana, în vârstă de 13 ani, a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale de la paramedicii zmurd, apoi transportată de urgență în Drobeta, Turnul Severin. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit la 32 de situații de urgență, dintre acestea 29 fiind urgențe medicale, două intervenții pentru stingerea unor incendii izbucnite la gospodării și o misiune pentru acordarea primului ajutor calificat victimei unui accident rutier produs în orașul Strehaia. În noaptea de duminică, trei echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit cu o ambulanță zmurd și două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit în localitatea Orevița Mare. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta într-o cameră a locuinței la acoperișul casei pe o suprafață de circa 14 metri pătrați și la două anexe gospodărești. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric produs de un conductor electric defect.